Schimb de replici, acide și cu umor în Parlament, spiritele s-au încins atunci când se discuta despre participarea unui contingent al Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban. Deputata partidului Șor, Marina Tauber, l-a luat peste picior pe deputatul PAS, Lilian Carp, pe care l-a îndemnat ca împreună cu președintele legislativului, Igor Grosu, să se înroleze în contingent. Parlamentar a făcut aluzie la vizita recentă a celor doi la Kiev, în care au apărut cu veste antiglonț. Nu, am întrebare, am o propunere la dumneavoastră și la domnul Carp și la domnul Grosu. Avem impresie și senzație și părere că cea mai bună fortificare a acestei inițiative ar fi ca dumneavoastră, domnule Grosu, și dumneavoastră, domnule Carp, poate să participați în acest contingent. Cel puțin prestația dumneavoastră din ultimele zile în vestă și în alte categorii de amuniție au fost foarte serioase. Eu cu certitudine pot să merg încolo, n-am nicio treabă. Problema este cum în Republica Moldova hoții pot să-ți dea lecții de moralitate și de bărbăție, e ca mine asta, știți cum mă frapează. Aș dori să văd bărbăția unora din cei care au pus mânuța și au furat aeroportul, miliardul și gările auto, când o stea la racoare în 13, cât de bărbați și fete mari o să fie acolo. Dar o să vină timp și o să stai. Cei care au furat o să stea la sigur. Mersi. Domnule Carp, ce vă supărați? Da nu, doamnă, eu... Nu vă supărați, exact, nu vă enervați. Că dumneavoastră... A fost o propunere foarte serioasă. Și eu, nu foarte, știu de ce... și eu că o propunere de foarte ce... serioasă. Atâta foarte seriozitate. Serioasă vă spun dumneavoastră. Ne răspundeți. Că o să vină ziua, că cei care au furat o să stea la rocare și să vedem cât de bărbați și fete mari o să fiți acolo. Colegi, vă rog, văd că unii colegi sunt irascibili azi la cuvântul imunitate, pușcării și alte lucruri. Haideți să ne calmăm, adică să vă calmați. Încetişor. Toate la timpul său. Replica a venit în contextul în care recent deputatul PAS Lilian Carp și președintele Parlamentului Igor Grosu au fost la Kiev și au vizitat mai multe orașe atacate de militari ruși și au aruncat replici acide în plin și deputatul BCS Vladimir Voronin cu speakerul Igor Grosu, nemulțumit de faptul că autoritățile nu au făcut publice detaliile contractului încheiat cu o întreprindere ucraineană pentru achiziționarea 30% din necesarul de energie electrică pentru luna mai. Vladimir Voronin a spus că guvernul actual nu face față problemelor și trebuie înlocuit. Că voi atunci în repezală i-ați adus pe zbor blătăhi și aicaniștih aici în guvern. Dar acum voi vedeți cine și trage, cine nu trage, cine și face, cine și nu face. Și noi am stat aici de fiecare dată la ședințele parlamentului și ba pe unul în scărchena, nu știu unde, ba pe altul și mai departe. Domnul președinte, Dumnezeu e martor, cineva o caută, cum s-ar spune, așa pleadă lungă și mare de bandiți și de traseiști politici ați lăsat țării astea, care v-au vândut și pe dumneavoastră, și pe cei care pe dumneavoastră v-au vândut. Și eu cred că dumneavoastră sunteți, nu în primul rând, cel care puteți să ne dați nou sfaturi. Iar când noi să considerăm momentul de a schimba sau nu a schimba, dumneavoastră să aflați din presă. Da, nu se termine nimic. Eu să ne rugăm de sănătatea dumneavoastră, dumneavoastră să fiți sănătos, să ajungeți și la momente de astea. Guvernul Gavrilița a fost investit în funcție în vara anului 2021, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie a acelui an. Apreciez munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.